Interesul meu pentru scenografie a început foarte devreme. Încă din liceu măzgăleam schițe de decor. Apoi, în 1946, aveam 23 de ani, am regisat și am făcut decorurile pentru primul meu spectacol profesionist. Piesa se numea Poveste stranie sau strange, scrisă de actorul George Markovici. Termenul de scenografie la acea vreme nu intrase încă în vocabularul nostru. Se vorbea despre pictură de teatru. Eram încă student la Facultatea de Arhitectură și primele mele decoruri au avut căutare pentru că înlocuiam pânza pictată pe scenă cu un fel de verism arhitectural. Formația mea ca arhitect m-a ajutat mult în scenografie, dar în același sens a fost cumva și un obstacol pentru eforturile mele de a găsi un limbaj specific teatral care să evite imitația naturii. Realitatea este alta pe scenă decât cea cotidiană. Este o realitate abstractă, artificială, care poate doar să sugereze realitatea vieții. Abstracțiunea decorului lasă loc imaginației publicului să o complexeze cu memoria sa vizuală, cu experiența lui. În cei 50 de ani de lucru ca scenograf, am realizat 125 de spectacole. Mai bine spus, în cei 50 de ani de nopți, deoarece făcând și actorie și regie și fiind și director de teatru, pentru planșetă, pentru conceperea, detalierea decorilor, nu mai îmi rămânea decât noaptea. Documentarul acesta arată o parte din desenele, machetele, decorurile realizate de mine, dar cred că prin ele se poate urmări o evoluție a preocupărilor mele scenografice. Dar mai important, se poate urmări o evoluție a 50 de ani, a unui jumătăți de secol de teatru. Suntem în anii 1946-1948, când tânărul Liviu Ciulei e absolvent al Conservatorului Regal de Muzică și Artă Dramatică. Primele decoruri, realizate în timpul unei tranziții politice dezastruoase, sunt în răspăr cu mersul vremii. Ciulei creează un decor arhitectural în loc de tradiționalul decor pictat. Cel care urmează cursurile de regie ale lui Ion Sava din 1945 ia contact cu o nouă viziune de a face teatru, un teatru ca artă a sintezei. Aceste schițe și realizări ale decorurilor de la primele spectacole lasă să se vadă cum arhitectura, cu influențe americane în modul lui Frank Lloyd Wright, Marcel Breuer, Richard Neutra, devine reprezentabilă pe scenă. Spectacolele sunt semnate de regizori ca Marieta Sadova sau Sica Alexandrescu și în ele apar actori ca Nineta Gusti, George Timică, Tanzi Cocea, Radu Beligan, George Calboreanu, Clodi Bertola. La Mizantropul, în regia lui Ion Iancovescu, observăm prima intenție de stilizare a unui decor teatral influențată de scenograful francez Christian Berard. Simetria practicată aici este criticată ca fiind formalistă, cuvânt care din 1948 începe să intre în limbajul cenzurii din epocă. Pentru Otello, Ciulei ia ca model fațada scenei lui Teatro Olimpico de la Vicenza, realizat după planurile lui Palladio în 1585. Decorul e conceput într-o intenție de stilizare arhitecturală. Modul stilizării e influențat de grafica francezului Cassandre.
Golden Boy, ultima piesă pusă în scenă de marele regizor Ion Sava, e spectacolul unde Ciulei deține rolul principal, traduce piesa și, influențat de Sava, creează primul său decor abstract sugestiv. Primele încercări ale lui Liviu Ciulei de a găsi în teatru un limbaj mai modern, mai abstract, n-au putut să dureze. Începutul anilor 50 marchează faza impactului realismului socialist asupra scenografiei lui Ciulei, a acțiunii cenzurii dirijate de consilieri sovietici, care instrumentează noua estetică a spectacolului teatral. Blocat 10 ani să facă regie din cauza originii incompatibile cu noul regim, poate totuși să creeze decoruri și roluri. Tentativele sale de modernizare se văd acum înlocuite cu un tip de realism cu accente veriste, uneori chiar naturalist, cu detalii foarte încărcate. Prețul plătit după ce îi se resping mai multe decoruri e o reîntoarcere la epoca naturalistă a lui Antoine. Cum spune azi Ciulei despre încercările nereușite de imitare a naturii. Natura e mai puternică și mai complexă decât arta. Sugestii ale arhitecturii sovietice se văd, de pildă, în imitarea interioarelor Universității Lomonosov. Anii 50 sunt și cei în care Liviu Ciulei, după ce a apăruse ca actor de film, creează împreună cu arhitecții Paul Bortnovski și Mihai Bodeanu primele sale scenografii pentru filmele de început ale noii cinematografii românești, până la debutul său ca regizor de film cu Erupția în 1957. Elemente de arhitectură modernă apar în câteva decoruri. Altele, ca acesta, într-un stil postmodern avant la lettre, îi sunt refuzate. Ciulei atrage în scenografie arhitecți talentați ce se vor afirma curând precum Tony Gheorghiu, Paul Bortnovski și, mai târziu, Dan Jitianu. Intenția de a înlocui decorul construit la modul naturalist duce la acest decor fotografic înalt de 6 metri. Teatralizarea decorului, urmând articolului său manifest din 1956, care deschide o epocă în teatru românesc, în condițiile unui relativ dezgheț ideologic și al unui context politic foarte agitat pe linia Moscova-București, se poate vedea și în intenția de a crea o realitate scenică prin acest han, care poate fi perceput ca atare doar în teatru, nu și în realitate. Sugestia funcționează și în realizarea acestei mahalale printr-o sufită compusă de acoperișuri, prin interioare sugerate de ferestre, uși. Realitatea e astfel enunțată, nu construită ca atare pe scenă. În regia sa, Azilul de noapte din 1959 e o lume unde decorul vertical sugerează o înghesuială mizeră, o lume inspirată parcă de un lagăr de concentrare. Spectacolul Sfânta Ioana de la Teatrul Municipal, în regia și scenografia lui Ciulei, propune un decor esențialmente teatral, polifuncțional. El poate sugera rugul, spânzurătoarea sau sala de tron. Sculptura de tip grotă, cu deschideri în ogivă, un gotic în stare născândă, instaurează o realitate ce poate fi numai pe scenă. Costumele, desenate tot de Ciulei și foarte criticate de presa de partid, sunt un amestec de ev mediu cu modern. Prin efecte de lumină, decorul evocă vitraliul, nava centrală și lateralele unei catedrale. Spectacolul s-a jucat 9 stagiuni cu Clodi Bertola într-o interpretare de excepție.
Cum vă place, în regia lui Ciulei, deschide o epocă în teatrul românesc, atât prin ruperea de realismul plat al vremii, dar și prin modul cultural de interpretare modernă a operei clasice, unde sugestia și simbolul devin pregnante. Decorurile realizate împreună cu Ion Oroveanu sunt inspirate de scena teatrului shakespearian Globe. Pentru prima dată apar simbolurile precum pădurea reprezentată de corpurile dansatorilor. Spectacolul este important pentru că deschide drumul unei școli de regie în teatrul românesc. Modul său de a pune în valoare determinanta vizuală a operei scenice influențează generații de regizori. Costumele sunt inspirate de pictorii renașterii, Pisanello și Botticelli. În 1963, Ciulei devine directorul Teatrului Bulandra. E începutul legendei. Influența arhitecturii germane din Dresda secolului XVIII e tratată aluziv în acest spectacol, unde decorul e o construcție urcată pe o platformă sugerând vechile treto. Procedeul de construcție e reluat în procesul Horia și completat cu structura unei șarpante de acoperiș. Închiderea la acoperiș a decorului e un procedeu obsedant pentru scenograful Liviu Ciulei. E sugestiv și simbolic pe mai multe planuri, cum se vede și din aceste schițe pentru A 12-a noapte, un proiect nerealizat, sau din Play Strindberg, unde procedeul reapare. Modul său de a lucra cu actorii Clodi Bertola și Victor Rebenjuc e remarcabil, ca și propria interpretare, pentru distanțarea caricaturală, așa cum o practicase Dürrenmatt față de Strindberg și Ciulei față de interpretarea lui Erich von Stroheim în filmul Dansul Morții. Play Strindberg, Dansul Morții de August Strindberg, adaptat de Friedrich Dürrenmatt. Vrei să mă las să crăp de foame? Uite, iar l-a apucat. Nu ți-am spus? Începe să-mi fie milă de el. Știi să telegrafiezi? Da! Știi să telegrafiezi? Să nu-i scoatem măcar cizmele? Fără cizme nu mai rămâne nimic din el. În 1970, la Satul Mare, în regia Marietei Sadova, Ciulei realizează cel mai simbolic decor al său. Stilizat, platoul e ocupat de un semicerc de 12 cumpene, o matcă arhaică provenind din cultura populară românească, a căror poziție e schimbată pentru a simboliza înfrângerea, războiul, ruga sau gloria. Ați avut vreodată un veritabil eșec? Un eșec marcant a fost punerea în scenă a lui Macbeth, care a fost cel mai bine gândit spectacol al meu. Și cum explicați atunci eșecul? Nu l-am realizat. Deci este Uitați, acolo e decorul, de pildă, cel mai bun decor pe care l-am făcut vreodată. Și acest cel mai bun decor s-a întors împotriva spectacolului și a piesei și a mea, dar nu e numai el de vină, sunt și altele. Thank you.